Cum vi se pare democrația din România azi? Funcțională, nici mai bună, nici mai proastă decât în alte țări din Uniunea Europeană, sau nefuncțională cu cu dezechilibre majore? Partea funcțională este cea în care lucrurile se petrec fără implicarea clasei politice. Lucrul cel mai grav și. Faptul că o numim nefuncțională vine din aceea că clasa noastră politică, așa cum este formată prin cei care o reprezintă, nu se ridică la înălțimea minimă a ceea ce se așteaptă de la o clasă politică. În speță, curiculumul curiculum acestor oameni este înspăimântător. Faptul că ajung să conduc o societate, oameni care n-au nicio legătură cu competența politică, cu nicio formație care să le îndreptățească uh, funcția pe care o ocupă, uh, distruge bazele democrației. Când un om care n-are bacalaureatul și ajunge în parlament, și între timp fură vreo două, trei titluri de doctorat, când oamenii ale căror meserii n-au nimic comun cu capacitatea de a face proiecte de comunitare și de a conduce milioane de oameni, n-ai cum să te aștepți la o democrație funcțională. Cum s-a ajuns și de ce s-a ajuns la această contraselecție? Vorbiți practic de o da, contraselecție. Da masivă în societatea românească și în politica românească. Dar întrebarea este de ce? Cum da. am ajuns să inversăm? Ce e bun, apropo de bine și rău, ce e bun a ajuns jos, ce e rău a ajuns sus? Cele mai cumplite lucruri într-o societate uh, sunt marea corupție și contraselecția. Marea corupție funcționează în plin la noi. Uitați-vă pe rapoartele DNA-ului din ultimii 20 de ani publicate. Contraselecția este grozăvia pe care o vedem când ne uităm, Valeriu Nicolae a făcut-o, când a trecut în revistă, studiile, formatea, formația fiecărui membru din Parlament. Cum s-a ajuns la asta? Prin mafiotizarea clasei politice. Faptul că Funcțiile sunt ocupate uh, în funcție de clientela care trebuie servită. Această relație atât de, de, de perversă care se naște între cel ce dă și primește și crearea acestor solidarități de mafie pare, în clipa de față, de nedesfăcut. Eu nu-mi imaginez exact cum se poate desface. Caracatița, cum e numită, care stă în clipa de față așezată peste societatea noastră. Sunt lideri politici Nicolae Ciucă, PNL, și Marcel Ciolacu, PSD. Cum i-ați numit? Ce sunt ei? Conduc partide. Sunt lideri, nu? Pe ei sunt proiectați în vârful incompetenței de care vorbeam. Ei sunt punctele de reprezentare ale, ale răului în care trăim. S-a ajuns la lucruri despre care îți spui că nu sunt cu putință pe lume. Nu se poate ca un ministru al culturii să nu poată vorbi. Nu se poate ca un prim-ministru să nu poată alcătui fraze care nu sunt corecte în limba română. Să ai senzația Că undeva cineva își bate joc de tine. Am avut prim-ministri de genul Dăncilă sau generalul, cum l-a chemat, Ciucă, care aveau dificultăți de exprimare. Nu puteau să exprime. Și spui, dacă un om care nu poate folosi limba poporului cu pricina, ce aștepți de la el? Uh, situațiile sunt. Vedeți, e ceva, e ceva ridicol. Faptul că noi am ajuns la asemenea extreme, spui așa ceva, nu e putință. Nu creează reacția de repar, nevoia de reparație, ci perplexitatea și întoarcerea spatelui. Îți spui că istoria este o, o glumă proastă, că e o comedie. Care se joacă pe scena istoriei noastre, și că tu ești un spectator care râzi sau te întristezi fără posibilitatea de a interveni în joc. Și atunci, aceste spectacole hidoase care se petrec zi de zi, sub ochii noștri, și ciudat, printr-o degradare continuă de-a lungul acestor 30 ceva de ani. Asta înseamnă că structurile de rău s-au cristalizat, s-au purificat, s-au rafinat. Cine sunt aceste structuri de rău? Unde le, unde le identificăm? Pentru că de multe ori s-a vorbit în România despre un sistem de putere, un sistem ocult de putere care exercită neîntrerupt puterea și activează prin marionete, prin interpuși. N-am uh, competența să judec aceste culise nu poți să faci decât să faci conjecturi, să-ți imaginezi că de vreme ce ai un președinte care are obligații de enorme responsabilități față de țara pe care o conduce, de vreme ce ai servicii secrete care trebuie să aibă grijă ca lucrurile să nu se ducă de râpă, îți pui problema, desigur, că lucrurile astea se petrec de conivență. N-ai altă explicație pentru ce se întâmplă. În general, visez, n-am înțeles nicio clipă cum de un om, când ajunge președintele unei țări, nu simte că miza vieții lui se schimbă complet și că el se duce acolo într-un joc care se joacă pe viață și pe moarte. El știe că pentru acele milioane de oameni, viața lui nu face doi bani și că trebuie să o investească spre binele lor. Dacă nu o face și nu activează justiția, nu activează serviciile, nu activează felul în care e făcut guvernul, nu-l interesează toate astea, atunci este evident că toate lucrurile sunt ratate de la vârf. Vedeți, putem avea și o viziune romantică și mie îmi place să trăiesc în ea, să trăiesc cu idealuri în față, cu eroi, cu un simț al dreptății, cu oameni care știu ce înseamnă dreptatea. Și mi-am imaginat întotdeauna că un om care ajunge în vârful unei țări, mai ales după ce a fost încercată, cum a fost România, timp de 45 de ani în comunism, mai ales că a și declarat lucrurile astea. Va face ceva în acest sens. N-am trăit niciodată o păcăleală atât de mare. Dacă dumneavoastră ați fi președintele, să ne imaginăm acest scenariu, bănuiesc că n-ați precupeți nimic ca să faceți tot ce se poate să. Când Constantinescu a declarat că a fost depășit, el avea intenții bune, poate le avea la început, prestația ulterioară a fost jalnică, n-ai voie să declare asta. Am fost învins. Mori dacă ești învins. Faci ceva până în punctul în care se pune la cale un complot ca să scape de tine. Dar nu ai limită în a-ți onora răspunderea pe care ți-o dă această uriașă funcție. Deci suntem foarte rău cariați la nivelul clasei politice dacă ea se poate comporta în halul ăsta. Cum ați definit? mandatul președintelui Iohannis, dacă tot a vorbit despre el. Ce rămâne după Claus Iohannis? O Românie mai educată? Ei, povești. Asta a ajuns deja obiect de bășcălie pură. Uh, pare un banc prost. Să vii să spui arătând ținta corect. De acolo trebuie început. Ca să ai o clasă politică bună, trebuie să ai un tip de selecție, nu de contraselecție. Va trebui să faci ceea ce au și alte țări din Occident, academiile, universitățile care formează oameni politici de anvergură. Nu înseamnă că în clipa de față Occidentul are oameni politici de anvergură, dar cel puțin nu are analfabeți acolo. Nu are, nu are cum să vă spun, densitatea de Prostime care s-a strâns în guvernele României și în toată structura până jos a instituțiilor de stat. Deci, cum să rămână așa ceva? N-are cum să. Iarăși, rămâne în urma lui o creștere a analfabetismului, un dezastru la nivelul tuturor palierilor învățământului, de la Vârste între 10 și 14 ani. Sunt făcute sondaje pe toate categoriile, la nivelul profesorilor, la nivelul instituțiilor care controlează. Aici, iarăși, este totul înspăimântător. Când am avut un, un, un ministru, ca, ca funeriu, care a încercat cu adevărat să facă lucruri, indiferent de. Cât de mult îmi place sau nu îmi place mie, cum gândește el în detaliu, dar în clipa în care introduce supravegherea examenelor în școli, asta este o, o, o formă de voință politică, dar ea nu mai există la ceilalți. Ei sunt aduși acolo nu pe principiul selecției. Deci ar trebui să se înceapă cu instituții care se formeze clasă politică. Faptul că s-au blindat și au ajuns să vândă doctorate ca să devină valabili în acele funcții, este cea mai mare fals care s-a făcut de asemenea. Cum? N-am școli înalte, am trei doctorate. Toate furate. Și n -are... O să fi să răspund așa. Până la urmă, această clasă politică, această contraselecție, nu arată altceva decât nivelul la care este România. De, de ea depinde. Nivelul la care România este explicabil prin nivelul clasei politice. Conform unui studiu Eurostat din 2023, românii se numără printre europenii care citesc cel mai puțin. Un român citește mai puțin de 5 minute pe zi. 35% dintre tine recunosc că nu au citit niciodată o carte. Cum vă explicați asta? De ce am ajuns aici? Din cauza clasei politice. Nu există altă explicație. Din... Ceilalți n-au nicio vină? Ceilalți, adică poporul. Subiectul pasiv, poporul. Da. Nu. Pentru că era un popor deja atacat în structurile lui fundamentale. Noi am ieșit din, din până 90 un cel mai afectat popor dintre popoarele estice în care, peste care a bântuit comunismul. Deci acolo trebuia lucrat pe toate căile ca să poți să schimbi uh, prostirea în masă, să vă spun, ideologia e ceva cumplit. În clipa în care crește un popor, vreme de 45 de ani, cineva a spus, creierul oricărui copil e ca o foaie goală. Ceea ce scrie pe ea, aia rămâne. Ori, în clipa în care timp de 45 de ani, generații întregi au fost foaia goală pe care s-au scris ideologia, comunistă, în care, bazată pe minciună și pe promisiuni mincinoase, lucrurile astea au deformat toate mecanismele morale ale generațiilor. Când te pomenești cu o asemenea recoltă istorică după 90 în brațe, chiar ai nevoie de niște uh, conducători de zile mari. Eu nu știu să vă spun cum se iese în acest cer în clipa de față. Sau când? Speranța o generație, mea este, două, trei. este enormă încrederea pe care trebuie să o avem în ceea ce înseamnă inițiativă privată. Pentru că acolo în joc este viața fiecărui om care își riscă timpul dacă nu îl folosește cum trebuie, nu se alege nimic de viața lui, investiția pe care o face se duce de râpă, totul trebuie să fie reușită. Or, o parte a societății noastre, și asta este explicația că suntem totuși deasupra o nară deasupra apei, este că a apărut o parte a societății, nu știu să știu, cât, nu, nu pot să spun, nu știu cât e, 30% din ea, creează după, face totul după principiile concurenței, ale produsului cel mai bun ale trebuie bine făcute și asta, să vii să spui că lucru bine făcut este uh, sloganul societății pe instituțiile de stat nu au ca slogan lucru bine făcut ceilalți au, ceștile au primit pur și simplu o, o, o sinecură nu are importanță cum merg lucrurile acolo dar la ceilalți are. Ei pot să dea modelul. Cum se vede acest dezinteres pentru lectura al românilor, masiv, mai mult decât în alte părți din Europa? Cum se vede asta în vânzarea de carte? E în declin? Se mută consumul de cultură pe alt suport? Pe internet? În cultura imaginii? Poate în film? Netflix? Această întrebare pusă unui editor din România este chinuitoare. Chinuitoare. Apăsați pe o rană. Pentru că în fiecare an noi ne tremurăm gândindu-ne lucrurile vor merge mai jos pentru că zai sufletul ca să faci ce trebuie. Faci tot ce e imaginabil ca să pledezi cauza lecturii. Ca să explici de ce viața unui om depinde nu numai de hrana pe care o bagă în el pe gură, ci și pe creier, nu și pe, ci că de aia depinde reușita lui în viață. Acest lucru elementar, această metaforă a îngurgitării mentale, o, trebuie să știi să o spui și o spui toată ziua pe toate drumurile, dar n-ai nicio certine că ea ajunge unde trebuie, pentru că influențele celelalte sunt mult mai când erau dați de exemplu oameni de afaceri care spuneau, uite, cu tare a crescut oi sau cu tare a făcut nu știu ce. Ce trebuia carte? A fost o perioadă în care se, se indicau modelele dintre cei care nu aveau cartea ca hrană a minții. Noi nu mai știm cum să facem ca să explicăm importanța acestei digestii cerebrale. Cei dai minții tale de mâncare, aia excretează. Deci dacă îi dai o hrană proastă, va ieși o cărămidă proastă la ed a edificiului social. Metafora asta a cărămizi din care e făcut clădirea, era o metaforă a lui noi, că o folosea într -una. Nu poți să obții un edificiu bun cu cărămizi proaste. Ori, asta nu se înțelege. Secretul tuturor societăților care merg bine este că și-au construit edificiul social din cărămizi bune, din indivizi care au capacitatea de a discerne, care au o competență, care sunt buni prin ceea ce fac să ajute toată societatea. Ori, la noi, nu știu câți din oamenii care există în România în clipa de față fac lucruri utile pentru ceilalți sau doar pentru ei sau doar fură. Deci această dispariție a simțului comunitar este teribilă. Atomizarea pe care am moștenit-o din comunism continuă să existe. Fiecare își vede de. Deși nu pot să spun asta, pe de altă că e doar asta. Sunt ONG-uri sunteți dumneavoastră, sunt jurnaliști formidabili. Mediul sunt de business de care ați vorbit, care trage de România împotriva voinței exact. politicienilor exact. care o conduc. Și toate lucrurile astea fac sumă. Știți? Deci nu, un discurs pesimist nu e de dorit. Trebuie să apeși pe reușite. Și reușitele sunt astea de care vorbeam. Tot ce înseamnă liberă inițiativă care are efect și asupra binelui celorlalți. Când două doamne care n-au nimic comun cu medicina, pun pe picioare o clinică pentru copiii bolnavi de cancer, pe a da aripi. Asta este pe cea mai importantă faptă pe care a făcut-o societatea civilă în România de 30 ceva de ani încoace. Iar ce Iarăși, statul n-a reușit să facă, nu, să construiască nu, spital. Nu, a tot ce se poate ca să împiedice. Uh, ce să vă spun? E... Deci există o parte luminoasă a României, spuneți. Da, trebuie să ne agățăm de ea, pentru că se creează aceste părți luminoase coagulează în final. Ele se întâlnesc. Uh, își dau seama că nu pot lucra singuri și că trebuie să aibă. Știți, uh, uh, unul dintre prietenii mei, a venit când a făcut analiza societății după 90, a adus în discuție expresia intelectualul public. Înainte de 90, nu exista intelectual public. Intelectualul public înseamnă crearea unui personaj colectiv în care se unesc minți luminate și care pot susține societatea și pot influența agenda politică a acelei țări. Cu cât acești intelectuali publici au în, 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 în conceptul de intelectual public, intră mai mulți indivizi care văd valorile în același fel, cu atât societatea are șansă să devină mai puternică. Ori la noi a apărut intelectualul public, deși există disensiuni, trădări triste, caractere mizerabile, dar există în continuare intelectualul public, noi în clipa asta facem ceva în spațiul intelectualului public. Dumneavoastră pe linia jurnalisticii, eu pe linia gândirii problemelor noastre. Dacă tot vorbim despre asta, întrebarea e de ce v-ați implicat civic și în dezbaterea politică? V-ați implicat ca intelectual public, în mod evident? Ceea ce înainte nu se putea, vă spuneam că intelectualul public a apărut după 90, ca a meritat? Știți, astea sunt propoziții judecăți contrafact. Ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost? Ce s-ar fi întâmplat mi-am zis, dacă n-aș fi scris apel către lichele în 31 decembrie noaptea la ora 2? Ce s-ar fi întâmplat? Pentru viața mea ar fost cu totul alta cât a ajutat acel țipăt inaugural, straniu, venit de nicăieri, în niciun caz de la un om care se manifestase ca Doina Cornea, ca un disident cu statut, ci ca un om care în clipa în care primește bucata aia de libertate care a începuse, înțelege că fără ea nu mai poate trăi și trebuie să o exploateze. Deci a meritat Dumnezeule, cum să nu fi meritat? Viața mea a avut un sens înainte de 90, pentru că eu continuam să trăiesc în lumea mea, indiferent de ce se întâmpla în istorie. Dar după 90 s-a schimbat enorm, pentru că am fost conștient că pot să influențez liniile de fugă ale societății. Și atunci mi-am zis că dacă înainte aș fi făcut un gest cum a făcut Doina Cornea sau Radu Filipescu societatea noastră nu putea coagula în jurul unui reper în clipa aia și simțeam asta și n-am fost în stare să o fac numai ca să mi dau foc cum a făcut acel formidabil om, nu, în 89 la ați, res, ați resimțit-o vreodată ca pe o lașitate personală faptul că n-ați avut mai mult curaj înainte vă de 29? Vă spun sincer, vă spun sincer că m-am gândit la lucrurile astea pe toate fețele. În clipa în care am început să frematăm în 1970 după 68 a venit uh, Solidarnost. Și atunci și 77, mișcarea goma, etc. În clipa aia, noi am început să fremătăm. Aveam vârsta de 30 ceva de ani. Și ne simțeam, eram ființe morale cei din jurul lui Noica. Aveam o moralitate socială. Și ne spuneam, lumea se mișcă în jur și noi stăm la pălținiști și discutăm filozofie înaltă. Și noi ca am început să simt acest lucru. El a avut o uriașă influență asupra noastră și simțind și a fost și tras la răspundere. Când spuneți asupra noastră? Asupra celor 3-4 persoane care erau în jurul lui, constant, care au format pe urmă mai târziu. Am aflat școala de la Păltini și a fost numită. Era, era Andrei Pleșu, Sorin Vieru, eu și Andrei Cornea a apărut la un moment dat și simțind că se mișcă ceva în sensul protestului deschis, scrisoare la Europa Liberă sau ce, sau... a spus, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Protestul are sens când totuși îi vezi roadele, dar cu tancurile rusești în spate, nu se face revoluție. Argumentul era foarte tare. Cu tancurile rusești nu se făcea. În 68 nu s-a făcut revoluție cu tancurile rusești. În Polonia nu s-a făcut și așa mai departe. Sub Stalin nu se punea problema sub nicio formă. Deci am început să mă gândesc ce înseamnă când trăiești într-un regim totalitar compact în care Gronțul vine înainte de a face un gest, numai dacă ai gândit și te detectează. Și acolo nu există problema disidenței. Stalin nu există disidență în anii 38. Nu? Pe urma s-a trecut de la zona stalinistă Gheorghe Dej pentru că lucrurile erau importate la fel, la perioada lui Ceaușescu în care totalitarismul nu mai avea fața Ridicării noaptea din casă cu, cu miile, razii în care ridicai odată șase mii de oameni într-o noapte. S-a făcut cu jucătorii de brici la un moment dat, în, după, după 68 imediat, în România. Și atunci mi-am pus problema, ce fac? Aveam institutul pe calea victorii. În fiecare zi, când ieșeam de acolo, dacă mergeam la Institut pe Calea Victoriei, Lemnea, sau la bibliotecă, ieșeam și era ora în care se borda, era uh, Calea Victoriei pe ambele trotoare, se aliniau băieții de la securitate care așteptau întoarcerea lui Ceaușescu ori de la Victoria, ori de la Comitetul Central. Și mă gândeam dacă aș fi zis nu mai pot. Cum a zis Doina Cornea, mi-a explicat, gestul meu a fost personal, cu adevărat, n-am mai putut, nu mai puteam străzi cu mine. Uh, și a trebuit să spun ce cred. N-am crezut că o fac Revoluție în România. Și eu mă gândeam, trec pe Calea Victoriei și l-am scot în geantă și jos Ceausescu sau comunismul, crimă. Păi ar fi fugit toată lumea din jurul meu, îmi spuneam. Ar fi trecut pe trotuarul de vis-a-vis, -vis. ar fi luat-o la fugă. Toți acești oameni au fost de o singurătate înspăimântătoare. În cartierul Doinei corne o înjurau. Am, am, am cunoscut-o bine după 90 o, o, o detestau. Dom'le, cine faci probleme? Ăsta era prețul disidenței. Nu avea, nu avea miza cu tare. Acum, sigur că dar aceste gesturi nu sunt pentru atunci. Pentru că atunci ele nu nu coagulea, nu fac masă critică. Sunt cum a făcut Navalny pentru mai târziu. Este o tâmpenie să spui că un om care face un asemenea gest e doar nebun. Sau că gestul e absurd nu e absurd. Pentru că în contul lui Ceaușescu va intra și Doina Cornea, va intra și muncitorii de la Brașov, va intra și Radu Filipescu, așa cum în contul lui Putin va intra Navalny și toți nemțoși, toți pe care i-am pușcat și au omorât și au trăvit. Deci problema că nu duce la nimic în imediat e adevărată, dar chiar trebuie să ai stofă de erou. Eroul e cel care spune împotriva. Merg până la limita limitelor pentru că nu pot altfel. Nu am limite. Nu am limite. Or, eu mi-am pus problema în felul următor. Totuși, am avut limite care dacă mi se cereau să fie depășite, n-aș fi acceptat pentru nimic în lume, mi-am zis. Pentru nimic în lume. Era fals. Pentru că în clipa în care știi cartea lui Orwell, noi suntem livrești. Judecăm prin viață, dar și prin cărți. Și știi că omul ăla de nen genunchiat, dacă îi puneai un șobolan în față la o jumătate de metru și îi arătai tortura cu șobolanul fioros care îi mânca fața, limita lui apărea. Aerea tortura e o limită. Există oameni pentru care nu există această limită. Ăia sunt eroi. Înțeleg că v temut de totul. Nu, m-am gândit că limita mea... N-am să accept să strig în vecii vecilor... aușesc Ceaușescu RPR sau cum era RSR în aula, în aula facultății de drept cum mi s-a cerut. Nu, nu, strig. Nu strig. Puteți să-mi faceți orice. Mă dați afară. Deci exista limită. N-am să spun niciodată altceva decât gândesc. N-am să scriu niciodată. Cuvintele mele n-au fost poluate nici cu o silabă în acei 25 de ani. Asta nu știu cine m-a ajutat. Vatra casei, cred, a familiei. Lecturile făcute oamenii deosebiți pe care am cunoscut, dar mi-au dat limite peste care nu puteam să trec. Dar știam că nu pe semne că proba torturina, nu știam dacă aș putea o trece. Monica Lovinescu mi-a spus la un moment dat, că el știi că mi-am pus până dacă aș fi acolo și mi-ar scoate tortura în față. Aș rezista? Cred că nu. Ori da, dar asta nu înseamnă că cineva poate să-ți spună n-ai fost erou. Să nu de făcut. N-ai fost disident. Nu, problema este că n-am fost multe alte lucruri. Și că am, am trecut oarecum în picioare, știți. Imediat după 90, <coughs> și continuă discuția astăzi, vi s-a reproșat publicarea unor autori considerați de unii, și atunci și azi, de extremă dreaptă. Fasciștia. Simpatizanți? Fasciști. Cioran? Eliade? Întrebarea nu e de ce ați publicat atunci. Era un efort al recuperării, cum ați spus de la bun început, recuperarea unei biblioteci întrești care lipsea din casele românilor. Uh -huh. O să vă întreb altfel Revinim, Revirimentul extremei drepte E o realitate azi în Europa Și în România avem O caricatură de partid extremist Aur Care glorifică figuri legionare În acest context În acest context Le-ați mai publicat Textele unor Cioran și Eliade Fără specificarea Că au avut simpatii legionare Și că asta a fost ceva rău pe astea n-au fost ascunse nicio clipă. Cărțile lor n-au fost publicate băgându-se sub covor un episod al vieților trecute. Nici o clipă. În plus, există o diferență între un cioran care își repudiază deschis trecutul. Faptul că oamenii nu ajung la textele alea, nu e vina mea. El a spus că acea perioadă a tinereții lui o repudiază complet. A discutat în dificult, cu, cu geniul lui toate gesturile care, pe care le-a făcut și pe care le-a recitit altfel pe parcursul vieții lui pe urmă. Sunt și texte el, care spune că el chiar crede în... În, da, în schimbarea la față. Da, era așa. Era fascinat de fascism. Uh, și în care glorifică și vorbește, vorbește despre fascinația pe care o avea. Și încearcă să explice. Uh, vedeți, este azi o. mare... publica aceste texte în contextul de azi. Uh, Repet, istoria nu e ar trebui, Istoria deci, se citește, se la României ar trebui publicată doar cu prefață cu, 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 cu o prefață amplu explicativă inclusiv cu textele pe care le-a publicat ulterior despre perioada aia La uh, problema e vedeți la Elia de iarăși și spui problema dacă textele recuperate care erau cenzurate înainte, pe care le-am publicat, au vreo legătură cu niciuna. Textele lui erau texte de istoria religiilor și texte de literatură, în care nu exista fascismul. Exista biografia lui și implicarea cât a fost. Care a fost? La noi, ca la fel, m-am dus și am citit, am citit la sala 3, a Academia a îți dădea permis special și te nota pe urmă ce ai citit. Am citit Buna Vestire, ziarul în care noi, ca a publicat articolele de adeziune. După ce le-am citit, m-am speriat atât de rău încât m-am dus la l-am întrebat. De ce a scris asta? Ce s-a întâmplat? Și am primit explicații. El însuși nu, nu, a spus niciodată, nu sunt, nu îmi reproșez nimic. Problema e dacă partea de construcție a operei lor, a personalităților, partea extraordinară în sensul bun, trebuia aruncată peste bord împreună cu episodul, cu pricina. Vedem figurile centrale care v-au Influențat cariera. Printre figurile centrale sunt Eliade noi ca Cioran, nu. Noi, ca trebuie să vezi? Dar, dar partea politică, unde ei au greșit, unde ei au derapat, nu se regăsește în tot ce ați făcut după. nu. În clipa în care înjudeci activitatea ca intelectual, și spui, a, ai publicat fasciști. Nu! Am publicat, am făcut educație democratică prin tot ce am publicat. Niciodată nu e nicio carte care poate fi acuzată că a făcut propagandă pentru valorile extremei drepte nici ale extremei stângi. Faptul că am publicat constant procesul comunismului făcut prin carte, și mari autori care au discutat oroarea comunismului nu înseamnă că am făcut politică de, de dreapta. Ce am făcut. Știți cum? Viața unui om sau unui intelectual care nu, nu e judecabilă prin dreapta și stânga. Eu n-am de-a face cu dreapta și stânga, ci cu bine-rău, cu drept nedrept. Sunt alte valori. Sunt valorile de morală socială care îmi ghidează viața. Nu valorile politice extremă dreaptă, extremă stângă. Alea sunt deja derapași de la o gândire normală. Și de la o gândire morală. Am început discutând că lumea se schimbă. Inteligența artificială e o realitate cum credeți că va influența cultura, arta în bine sau în rău? Absolut orice noutate tehnică este evaluabilă după felul în care cel care a creat-o o folosește. Tehnica poate să nască rachete sau poate să nască computere care te ajută să lucrezi poate să nască comoditățile unei vieți sau poate să creeze instrumente de distrugere. Absolut orice inven orice, nu orice invenție. invenție depinde până la urmă de felul în care știe să o folosească utilizatorul. Dacă eu stau pe un laptop și mă uit întâmpenie la filme proaste și așa mai departe, nu e de laptopul, ci eu. Tableta nu e de vină ea în sine. Potențialul oricărui instrument este de bun și rău. Deci, nu vă temeți că, la un moment dat, un model generativ de inteligență artificială ar putea scrie despre limită mai bine decât Gabriel Asta este imposibil și să vă spun de ce. Pentru că inteligența artificială nu poate reface traseele inconștiente ale minții noastre care hrănesc din adânc, printr-un metabolism care ne scapă exact, procesul de creație. Inteligența artificială nu va putea reface niciodată ce era în mintea, asta însemnând gândirea și simțirea lui Beethoven, când își făcea quartetul mărucutare. Se încheie un mandat de președinte de 10 ani, Claus Iohannis. România a avut 4 după 90. E o întrebare grea, să știți. Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Claus Iohannes. Dacă ar fi să faceți un clasament al președinților, cu cine ați începe, cu cine ați termina? Mm -hmm. păi, eu sunt connotat de calomniatorii de serviciu care știu să-și facă propaganda și să ajungă la un mental colectiv. Băsist oamenii când te pun într-o cutiuță, te pun nu pentru că au gândit mii, sute de mii de oameni cu mintea lor și te-au pus acolo, ci pentru că cei pe care i-a deranjat ce ai făcut în raport cu un personaj sau altul, îi influențează pe ceilalți. Și atunci judecata asta devine comună și apare calomnia, care nu poate fi anulată. se spune mereu, indiferent ce spui, băsistule ei în clipa aia confundă raportarea unui cetățean. Eu mi-ați întrebat care e clasamentul meu. Care fac clasamentul după agenda politică, nu după personaj. Nu că e frumos sau urât, că îi place golful sau nu. Nu mă interesează persoana, mă interesează agenda lui politică. Dacă agenda lui politică coincide cu agenda mea, atunci mă întreb care dintre cei patru pe care i-ați numit au avut agende care se suprapuneau pe agenda valorilor mele: morale și, deci, politice. Și, evident, îmi spun, Traian Băsescu a făcut exact ce visam. Vestul și numai vestul. Europenizarea. Atlantizarea. Deci, mă interesa să știu să fiu în tabăra unor oameni a căror politică, de la Statele Unite până la Occidentul, îmi dădea garanția unor valori în care credeam. Civilizație, conviețuire din anumit nivel, slujirea economiei libere și așa mai departe. De arhivele, de conspirarea arhivelor. Mă interesa. Nu ai o, o clasă în care poluată complet de foșturnători sau ofițeri. A făcut-o, a făcut-o. Condamnarea comunismului trebuia făcută, a făcut-o. Urmările, de fiecare dată, au dat. Da, agenda politică a funcționat într-o mare măsură. Alianța către Vest a funcționat. Deconspirarea Arhivelor a funcționat atât cât s-a putut. Trage din fondul pe care îl, deține, îl dețin cei de la servicii. Condamnarea comunismului a fost făcută, dar n-a -a apucat să se facă pașii de punere în practică, la nivelul educației școlare, de pildă. În clipa în care agenda lui politică n-a mai coincis cu a mea, în clipa în care am văzut că este mușcat de morbul. Degradant al omului politic care își slujește apropiații, și că folosește puterea lui pentru a împinge personaje nevalabile, foarte apropiate lui, atunci agendele noastre n-au mai coincis și creditul moral pe care, public, moral social, pe care l-am făcut, s-a retras. Aceste judecăți au fost făcute public și cele din tâi și cele din urmă. Am scris pe această temă. De ce retrag creditul? Uh, scara fermecată se numea textul al lui Traian Băsescu. Urca pe o parte și cobora pe alta. Do al doilea este agenda lui uh, Emil Constantinescu. E legată de prestația cu pricina. A început cumva. A fost un om slab, slab extrem de slab, care m-a făcut să cred în agenda lui. -am, am făcut tot ce am putut ca să-l sprijin, să-l sprijin, dar dezamăgirea de de a fost constantă. La Băsescu n-a fost constantă. Șase ani de zile din cei opt ai lui a fost o urcare. Doi ani a fost coborârea. Și acum și mai dificil, ultimele două locuri ultimele de pe podium. De, uh, răul pe care l-a făcut Iliescu este enorm și el vine evident pe primul loc, în pe Așa. ultimul loc în clasamentul dumneavoastră. Pentru că el a întârziat istoria noastră enorm. A practicat Gorbaciovismul într-un moment în care era nevoie de occidentalism, de decomunisticizarea totală în clipa în care apari la câteva zile după revoluție după piața, piețele în, în România și spui că au întinat valorile comunismului atunci nenorocirea e garantată un comunist venise la putere și a tras după el tot ceea ce știa din comunism temelia răului politic al noi a fost pusă de el ceea ce face Iohannis astăzi nu e să pună temelia, ci să amplifice ceea ce s-a întâmplat rău în ultimii ani. Degradarea clasei politice s-a făcut sub blessing-ul lui, cu binecuvântarea lui, asistând la ea, ne făcând nimic ca să-i crească calitatea și ne respectând nimic din ce a spus. Așa că locurile sunt, 1. distanță, destul de măricică, doi și pe urmă dezastre. Încheiem cu o privire în jurul nostru puțin. Am discutat mult despre balta asta mică numită România, dar lumea e mult mai mare în jurul nostru și e un război la graniță. Vă temeți că acest război s-ar putea extinde? Cum să nu mă tem? Mă tem pentru că E vorba de un popor, și ne a spus, nu sunt mal place, suntem rău așezați, rău așezați pe hartă. În mod limpede suntem rău așezați pe hartă. Am în lui. Deci nu e plăcut să ai alături un stat a cărui istorie se numește cel mai cras imperialism în istoria specii umane. Cel mai cras imperialism însemnând că ai în genele istorice, culturale deja, reflexul de a te revărsa. Peste granițe și te ocupa. Nu se știe de ce. Pentru că ai atât de mult încât n-ai putut gospodări bine locul ăla și vrei altele. Sau atât de puțin în comparație cu bogăția Occidentului și jinduiești la ea exact sau sau e o chestie de vanitate ordinară. Îți spui problema puterii, adică celălalt e mai puternic decât mine și atunci arăt că eu mereu pot să mă revăși În clipa în care ai de-a face cu istoria unui, cu un popor a cărui istorie trece prin, prin o ambiguitate înspăimântătoare între cea mai teribilă tiranie în interior, și cea mai mare capacitate de a revărsa acel interior distrus de cnut și pumnul de fier peste lume ca să le dai satisfacția și să le ștergi frustrarea. Când Marchizul de Custin a scris în 1839, Rusia în 1839, unul din marile geniale omenirii, să știți, pentru că acea carte arată un insight, o capacitate de a înțelege în trei luni esența unei istorii de 8 secole, de 10, dacă punem pe mongol la început, pe tătari, de 10 secole în care tot acel popor, toți oamenii au trăit într-un singur creier al țarului. Și atunci Justin face această observație. Sclavul în genunchi, căci erau sclavi ai țarului în genunchi, de la primul la ultimul om din Rusia, în afară de țar, putea să dispară peste noapte, dacă îl vroia. Sclavul în genunchi visează să cucerească lumea. În clipa în care aruncai acel popor chinuit peste granițe devenea o hoardă cumplită. Și se răzbunau pentru ceea ce treau înăuntru inconștient și erau importanți, mari. Domneau, puneau cizma, violau, jefuiau. Mujicul exact. E, ori treaba asta, asta e secretul Rusiei. Și faptul că noi am putea cunoaște iarăși această poveste, Je to oribila.